Liga Profesionistă de Fotbal are șanse mari să fie creată după congresul ordinar din 13 aprilie. Asociația se va ocupa de organizarea campionatului național fără implicarea Federației Moldovenești de Fotbal. Peste 100 de membri ai Federației de Fotbal se vor convoca săptămâna viitoare la un congres ordinar la care vor discuta despre crearea Ligii Profesioniste. Noua structură va include toate cluburile de profil și va avea printre atribuții programarea meciurilor și organizarea campionatului Moldovei. FIFA a elaborat un standard nou pentru statutele asociațiilor naționale cu caracter recomandat. Deci noi sigur că ne aliniem la recomandarea. A fost introdusă un paragraf nou, cazul de fațare în năsădire, crearea Ligii Profesioniste. Din păcate, acest paragraf a lipsit anterior. Ea trebuie să treacă, pentru că ea trebuie să fie la noi în statutul Federației Moldovenească, că o astfel de ligă poate să fie. Mai departe, ea să fie creată sau nu, asta depinde de cluburile care joacă în divizia națională. Pentru ca Liga Profesionistă să devină oficială, ea trebuie să adune 2/3 din voturi. Președintele ligii va fi ales de cluburile participante și poate chiar unul dintre patroni. Nu cred că mulți o să fie doritori ca să fie președinte la această lige, fiindcă după mine este un post de semi-kamikaze. Toate neplăcerile se acum ei vin la federație, atunci vor veni la această ligă. Este un pas înainte și pentru noi, fiindcă o să ne dezlegem mâinile, să ne ocupăm mai mult cu fotbalul de copii, cu fotbalul de mase. Legile profesioniste de fotbal există practic în toate țările din Europa. Astfel, sezonul 2015-2016 ar putea să fie organizat de ligă, dar sub egida FMF. Totuși, această asociație nu poate primi fonduri de sponsorizare din partea FIFA sau UEFA și se va autofinanța.